Bun găsit, prietenilor fideli ale povestirilor sportului. Așa cum am anunțat, așa cum ne-am angajat, să spun așa, în ghilimele, continuăm călătoria fascinantă alături de omul care a ascultat imnul României de cel puțin 130 de ore, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Omul, legendă, omul cu 35 de trofee, omul cu peste 125 de meciuri în principala competiție a cluburilor, omul cu trofee naționale în 4 țări, România, Turcia, Ucraina și Rusia, omul cu trofee europene, 2 țări, Turcia și Ucraina, cel care a condus 2 naționale, cele ale României și Turciei, și era foarte aproape să conducă și naționala Ucrainei, dar n-a mai făcut-o. Și o să spunem noi motivele, pentru că este o poveste de viață dincolo de acest moment al naționalei Ucrainei. Mircea Lucescu, bine ai revenit, bine ne-a reîntâlnit ca să continuăm călătoria noastră printre amintirile care îți definesc viața. Apropo, știi că la noi e o melodie, pierdut buletin. Bă, tu ți-ai pierdut buletinul, ți-ai pierdut certificatul de naștere, nu te mai uiți până ele? Haide să... cum să spun, am venit cu plăcere să... Știu, da, atâtea lucruri și mele și viața asta atât de activă. Da, a fost o activitate continuă, dinamică, cred că sunt unul sfidează cifra din acte, de aia spun, nu e o glumă. Cred că sunt unul antrenori care nu au avut pauză, nu au avut an sabatic, mă zic. Cam toți antrenorii, având în vedere dificultatea meseriei, presiunea extraordinară exercitată asupra activităților, asupra vieților și toate astea, au nevoie de când în când să-și ia câte o pauză. Cel mai bun exemplu, iată acum de curând, Jurgen Klopp. Klopp, da, care m-a anunțat că Sacchi, cel mai bun exemplu, Sacchi, în plină... Mai dinainte, plin, da. Succes, în plin succes cu Milan. Milan domina fotbalul european în perioada aceea. Etalonul fotbalului. S-a retras pentru că doctorii au spus să se retragă, altfel va avea consecințe. E o meserie dificilă, o meserie pentru că ești atât de bun cât ultimul tău rezultat. Ultimul e negativ. E mult mai greu ca antrenor decât ca jucător, nu? Eu vorbesc ca antrenor, nici nu se compară una cu alta. Jucătorul poate să se bucure după o victorie, să facă un chip. Antrenorul nu poate să facă lucrul ăsta. Antrenorul imediat se înlănțuie, preia toate grijile celorlalți, imediat antrenorul este un om care trăiește în dubii și incertitudini, nu e niciodată sigur de el, dar el trebuie să fie un om care se îndoiască fără să arate. Asta e un lucru extrem de important. El este un ghid care își conduce echipa din spatele grupului, nu ca ghidul turistic care stă în față și le spune ce trebuie să facă. El din spate trebuie să anticipeze lucrurile. Până la urmă, în activitatea noastră, știi, soarta noastră depinde de capacitatea noastră de a anticipa lucrurile. Un antrenor este obligat să anticipeze lucrurile. Nu reușește să facă lucrul ăsta, nu poate să obțină rezultate. N-are reușite, da. N-are reușite și atunci, sigur că e foarte, meseria de antrenor foarte băgrea, dar nici meseria de jucător nu este, mai ales atunci când te implici total, mental, pentru că rezultatele nu se fac doar cu talentul, ci se fac cu mintea, cu... cu gândirea, cu pregătire, gândire, cu inteligență, cu foarte, foarte multe lucruri. Asta, fotbalul de astăzi este în primul rând alergare, pressing, cum să spun eu, confruntare, agresivitate sportivă, foarte important asta, și pe urmă e talentul. Dar talentul ăsta trebuie protejat și de către noi, de către toți ceilalți. Pentru că într-o echipă, eu spuneam, sunt salahori, care sunt foarte importanti, sunt organizatori, dar rolul sunt și rostul lui. Și jucători de geniu, acolo unde sunt. Când îi găsești, când îi iei. Da, când îi iei. Tip Messi, tip Ronaldo, ăștia sunt geniu, au un sigur, raritățile. Da, și au un statut aparte în toate astea. Eu mi-aduc aminte de... am văzut filmul ăsta cu Netflix, We Are the World. Ce înseamnă să formeze o echipă? S-a format o echipă într-o noapte. Într-o noapte sau din oameni cu preocupări deosebite. Diverse, oameni, aparent, da, oameni care se confruntau între ei pe planul activităților și toate astea. Mi-a plăcut chestia aceea, ego-ul lăsați la ușa asta. Pentru că o echipă nu o poți face cu ego-uri. O echipă trebuie să o faci cu oameni inteligenți care dau
totul, pregătiți pentru a face lucrul ăsta. Dispuși, deci, dispuși să se sacrifice, să accepte principiile colective a unei echipe, organizarea. Cum să spun eu, un fotbalist trebuie să treacă de la... Adică cu el se petrece o creștere. O metamorfoză. La început joacă din instinct, de talent. După care marea calitate un antrenor să transforme acest instinct, această inspirație. Inspirație în creativitate, care înseamnă foarte mult, într-un interval foarte scurt. Eu ca antrenor, asta am făcut, am încercat permanent să accelerez procesul de formare acestor jucători, să aibă experiența, pentru că experiența e un lucru pe care toți ne-o dorim să o avem la 20 de ani, dacă se poate, la 19, nu se poate. Viața te duce. Da. Eu am încercat atât cât am putut cu experiența mea, cu amintirile mele, cu argumentele mele, cu sfaturile mele, criticile mele, cu toate astea, să acest proces de formare să-l restrâng, să-l comprim. Și ca la 20 de ani, 21 de ani, jucătorul să știe ceea ce știe un jucător la 30 de ani, la 33 de ani, ăla o știe pentru că a acumulat o experiență. Deci e foarte greu, adică jucătorii trec prin această stare, rezistă cei mai puternici, cei mai puternici mental. Anduranța asta. Cei mai care își doresc mai mult, rezistă cei care continuă să aibă entuziasmul. Dar entuziasmul este hrănit de victorii. Trebuie să faci să ai victorii. Ca să ai succes în orice activitate, dar mai ales în activitatea sportivă, cum spuneam, la 3 zile ai judecat în funcție de rezultat, dacă să ai succes, e nevoie de să lași de o parte absolut tot ceea ce înseamnă egoism, individualism, și să intri în principiile de joc colective. În grup. În grup, da. E un proces foarte, foarte complicat pe care trebuie să-l stăpânești, în care aspectele astea mentale, aspectele astea emoționale, sentimentale, da. Toate astea fac parte din asta. Da. Era un meci și mă uitam la Manchester City, de exemplu, cu Paris Saint-Germain. Și de o parte era o echipă foarte bine organizată, în care ego-ul nu exista, toată lumea pasa, jucau, nu știu, bine organizați, improvizația nu exista, deci improvizația vine doar pe fondul unei organizări foarte bune. Și de cealaltă parte era repetiție, bineînțeles. De cealaltă parte era Neymar, care driblat, dar nu reușea absolut nimic. Mai mult pe instinct și pe talentul lui și el alții lucrau pe minte. Unul era cu tehnica și alții erau era cu în oglindă, da, exact. Adică sunt o mulțime de astfel de aspecte în jocuri pe care un antrenor trebuie să le controleze. Un jucător, până la urmă, în fiecare echipă sunt jucători, mai dispuși să dea totul în teren decât ceilalți și, pe urmă, depinde de capacitatea lui de a-i face pe ceilalți să gândească la fel și în aceeași direcție. Foarte important să ai astfel de jucători în echipă, care, sigur, cu siguranță... Să știi să scoți la fiecare ce poate oferi. Pentru că noi plecăm de la... Aduci sunt trei aspecte importante, poate patru, hai să zicem, în creșterea noastră, în activitatea noastră. Este temperamentul, că este așa cum ți l-a dat Dumnezeu, este caracterul, care înseamnă temperament plus pregătire, plus activitate, manifestările care le-ai. Da, asta. Și pe urmă, și jucători din jucători de caracter se formează, pe urmă, liderii în toate astea. Deci, și sunt liderii care sunt cei care sunt garanții principiilor unei echipe. El, adică capitanul de echipă trebuie să fie asta. Acum, în fotbalul de acum, liderul este absolut antrenorul. Începe să devină antrenor, foarte puțin sunt jucători, doar cei care rămân foarte mult timp la o echipă. Foarte puțin se schimbă de una la alta, cei care rămân mai mult devin niște lideri și pe urmă... Păcă sigur, antrenorul și care are continuitatea. Da. Sunt foarte, foarte multe aspecte care ar trebui să fie discutate mai mult decât
Da, sigur de, că da, sigur, de joc. Sigur, suporteri și toți vor să altceva, dincolo de toate lucrurile astea. Care nu, dar simt... e bine ca cei care sunt, au deschiderea să se le ajute și pe cele care au fost trăite și rod al unei experiențe. Eu îți propun astăzi, pentru că am discutat în prima parte despre începuturile tale, copilărie, partea de început la știința, la Dinamo, Corvinu, construcția Corvinului, să ne oprim la activitatea ta de... de jucător. Le-am adus aminte acum de toate lucrurile, încercam să vă nu, spun dar că tot ceea ce am spus înainte sunt foarte legate de ceea ce am normal, explicat au, acum. O interdependență, da. O interdependență extraordinară. De, da. De, vorbeam, nu știu, și înainte de discuție, așa vă spuneam cu jucătorii, că fiecare are fiecare cu caracterul lui, fiecare cu temperamentul lui. Unii rămân la stadiu de temperament, la stadiu natural al lor, asta. Alții, prin educație, acceptă, da. Prin educație se schimbă. De aceea eu spun, cel mai important lucru în relația antrenor-jucător este educația. Să poți să faci dintr-un jucător, așa să-i corizezi ceea ce nu are bun, să-l aduci spre ceea ce ar trebui să aibă colectivul din partea lui, ce poate el oferi mai bine. Într-un fel, antrenorul vede ce poate scoate cel mai bine, cel mai mult de la un jucător. Eu vorbesc de lucruri așa, care sunt baza obținerii rezultate, baza obținerii puterii în fotbal, pentru că până la urmă asta e importanța, să fii puternic în fotbal. E puternic, puterea ți-o dă gloria, iar gloria ți-o dau rezultatele. Și totul se construiește, care, nu vine deodată și... Nu poate să bine. Când ai ajuns la nivelul ăla, deja de puternic, înlănțui rezultatele, pentru că până la urmă ai fotbal, singurul care ai contează, confirmări. Da, în fotbal singurul care contează e rezultatul și numai în fotbal. Și că până la urmă multe rezultate se obțin în urma unor greșeli, foarte multe ori. Dar pot fi întâmplătoare. Da, și dacă n-ai continuitate, n-ai confirmare. Da, nu, ce vreau să spun că indiferent cum se obține în lumea asta noastră, succesul este moral. Ai succes, mi-e din morală pe normă. Dacă nu se în spatele nu se descurcă, în spatele succesului sunt alte lucruri, manevre, dacă succesul a rămas acolo, este și pentru lumea, toată lumea luptă pentru succesul ăsta. Pentru reușită, unii cu, sigur, unii pentru cu da. Mijloace mai corecte, alții mai puțin corecte, dar toată lumea se bate pentru a avea succes și este greu de obținut. Succesul este extraordinar de greu. E o luptă, în primul rând, cu tine însuți, teribilă, pe care o duci în fiecare moment. Da, mie mi se pare atât de falsă deviza aia, așa este olimpică, important de să participi, nu să câștigi. Asta e o chestie atât de falsă. N-ai cum cine să-și propună doar să fie prezent la o competiție, la o întrecere sportivă și nu are și el visurile lui de a câștiga, de a fi în frunte acolo, de a fi aplaudat, de a fi lăudat. Competiția formează și caracterele în toate punctele de vedere. Deci așa vă spuneam, temperament, pe urmă caracter, pe urmă din oameni de caracter cu activitate zilnică dusă la cel mai înalt nivel în toate lucruri, cu un mod de comportament extraordinar, din ăștia se nasc jucătorii cu personalitate. Iar din jucătorii cu personalitate apar liderii, care sunt motoarele echipelor. Da. Hai să vorbim, Mircea, așa cum s-a zis, despre perioada de jucători, pentru că sunt câteva de jucători la echipa națională. Da. Cele, câte sunt? 70 de meciuri, nu? Pe care le-ai jucat sub tricolor. Au fost scoase, pentru că erau echipe olimpice, după s-au reconsiderat la Institutul Internațional Mondial de Statistică, s-au mai scos unele meciuri. Ce am și spus. De exemplu, noi am jucat un meci cu Ecuador, am bătut trebuie la Quito cu 3-0. Nu toate, dar nu toate au și fost luate. Dar s-a cântat timpul, s-au pus de acord că e meci Nu, România. Au apărut niște criterii din astea care nu știu, au astea, da. Fost bine, ca o sită și bine, nu se mulți. Poate compara cu... Noi jucam pe vremea aceea 3 până la 5 meciuri. Oricum, tu ai fost un promotor, ai forțat lucrurile să România să iasă, să se confrunte cu valori adevărate, să vadă unde este și să învețe de la ea mai puternici. Nu doar așa să te afli în treabă cu niște meciuri amicale pe aici, până în zona Balcanilor. Când am devenit antrenor la echipa națională, am jucat în total vreo 50 și ceva de meciuri la echipa națională, am jucat vreo 35 peste hotare. Pentru că eu căutam să dispară acest complex de inferioritate față de străini.
eram o țară socialistă, o să izolată, izolată, da. Izolată total, nu aveam niciun fel de informație, nu aveam nimic. Contante, eram mai mulți, nu te confruntai. Eram talentați, aveam tot ce vede, dar mai mult speriați eram când ne duceam afară. Dar jucam foarte puține meciuri și totuși, în fel, foarte puține meciuri, am dobărât recordul lui Bodola. Record care dura de 50 de ani. Da, a durat la număr de joc, da, la echipa recordurile care au durat foarte mult în fotbal românesc. Da, bun, haideți să vorbim despre Mexic 1970, o clipă atât de frumoasă cu generația care s-a format pe Wembley. Am discutat... Exact ceea ce am spus eu mai înainte. În ianuarie 69. Cum devenisem un grup atât de apropiați, pentru că rezultatele ne-au dus la acest lucru. Cum spuneam mai devreme, rezultatele sunt foarte importante, creează o ambianță deosebită. Era și omogenitate de vârste. Dacă tu, la 24 de ani, erai așezis veteran, nu? Da, eram... Am discutat despre meciul după Wembley, da. Dar, pe urmă, ca o consecință firească, după meciul după Wembley, a urmat calificarea noastră. Câtă încredere a scăpătat atunci. Da. Ce impact a avut în psihicul vostru. Dar mi-aduc aminte cum acel meci, cu o zi înainte ne-am antrenat pe Hyde Park cu Rică, cu polițiștii lângă noi, 2-3 de polițiști pe lângă noi. Rică cu glumele lui și l-a luat pe un polițist, l-a ridicat, l-a aruncat în sus și a luat veșnicul, da, și cascheta aia pusă, da. Da, dar adică vreau să spun că era o atmosferă plăcută, nu de închistare. Nu era crispare, meritul lui Neangelo, cum să spun eu, antrenorii sunt de diferite categorii. Sunt antrenori foarte duri, sunt antrenori foarte prietenoși cu jucătorii, sunt antrenori care au simt nevoia să fie părinte. Sunt antrenori indiferenți. Toți urmăresc același scop, să învingă, să fie victorioși, să aibă doar. Neangelo a fost dintre ei cel care s-a apropiat cel mai bine noi, prin modul lui relaxat de a privi lucrurile. Nu lua prea mult în gol, cu toate că a fost atacat în toate felurile. Da, începuse de momentul ăla ziariștii să intre în fotbal, că și-au dat seama că erau urmăriți, erau cizi și făceau și o reclamă după toată perioada aia. Dar începuseră să scrie, ceea ce nu se întâmpla. Să scriau de mult despre fotbal și pe urmă ușor-ușor au început să iasă și ei cu echipele. Fiecare echipă avea 2-3 ziariști și scriitori s-au apropiat foarte mult, au făcut un bine fotbalul românesc, da. Pentru că l-au popularizat și mai mult. Își puneau metafora unul dintre cei mai fotbal. Oamenii care au avut foarte multă influență a fost Adrian Păunescu, pentru că așa cum știu, și fotbalul îl judeca cu o pasiune extraordinară. Sigur, era cu Craiova, dar cu o pasiune și extraordinară. Și înainte de el, Fănuș Nea cu Barbu. Da, ceilalți aveau partii priori, mă, tot felul. Da, la așa fiecare avea o pasiune. Ei erau în primul rând scriitori și în primul rând își scriau articole pentru a fi citite, nu doar pentru... Și atunci, cum să spun eu, și pentru ei... O metaforă era mai importantă decât realitatea, da. Decât realitatea, decât o apreciere asupra unui jucător sau altul. Sau poate o realitate o făceai mult mai frumoasă, mult mai sau atractivă. O așa, sau o treceai pe partea cealaltă de critică dusă, păi, într-un mod chiar la persoană. Avem exemplele celebre cu mine, nu mai spun ce a fost cu mine. Și cu tine, dar și cu Cămătaru, cu între elevii da, tăi. Da, și mine, da. Dar fair play-ul până la urmă a triumfat și chiar cel care a greșit a recunoscut. Deci, mult bine, aia cu Cămătaru. Da. Acum, Mexic, am avut o grupă de calificare foarte grea. Da. Când ați primit tragerea la sorți cu Elveția, Grecia, Portugalia, atunci erau puține locuri. Și iată, pare acum o grupă bine, numai de patru. Portugalia era teribil, terminase pe locul 3 la campionatul mondial din 66, precedentul campionat din Anglia. Mondial, ăla din Anglia. Aveau Benfica, care în fiecare an juca finale sau câștiga, celebre cu Inter, sau cu Inter lui Herrera. Da, sau câștigat, că au și câștigat. Cu atacul ăla extraordinar, cu Eusebio, Torres, Simoes. Te las pe tine să le spui. O lună, dar eu mi-aduc aminte ca poezie. Ce echipă frumoasă. O echipă super. Aveau și fonia asta frumoasă, de aia noi ne îndrăgosteam de ei, de italieni, de portughezi, de spanioli, de echipele lor. A fost primul meci, am jucat în Portugalia, am pierdut 3-0. Singurul meci pierdut, de fapt, în acele calificări. Venisem iarna aceea, câștigat, făcuse acel meci pe Wembley. Neangelo n-a avut curaj atunci de a se schimbe și a lăsat o echipă cu jucători mai experimentați. Deși... După care, după acest meci, a schimbat.
după acest meci s-a schimbat, a riscat, a trecut la echipa de tineret, care această echipă de tineret, în care eram toți, și Dinu și Dumitrache și eu și Radu Nunvaila, și bătusem la Graz, Austria, bătusem Polonia 5-3 pe 23 ani, de echipa de tineret creștea foarte bine, un grup foarte omogen. Dinamo era, și erau 6 jucători la Dinamo, da? Dar toți 20 de ani, 19-20 de ani, toate astea, și după acel meci a luat hotărârea să schimbe. Și n-am mai avut, am avut numai victorii sau meciuri egale. Da, am bătut Elveția de două ori. Am bătut Elveția și în deplasare și acasă. 1-0, Angelo n-a considerat niciodată că a fost un out of goal, pentru că eu intrase din stânga, și m-a centrat Tufan, am pus piciorul, am deviat mingea și l-a lovit pe Mișo în genunchi și a intrat în poartă. A fost ca un stâlp. Și toți spuneau că a fost autogol ca să diminueze din valoarea jocului. Așa, în orice caz, a fost atunci o apărare extraordinară cu Rică, cu Dinu și cu Boc. Da, constelația Lozan. Senzațional au fost. Au făcut un meci. Iar noi în atac eram și acolo tot timpul, și cu Grecia. Măcinat. Cu Dumitrache, cele două goluri date la Atena, adică cum să spunem, până la urmă, așa cum spuneam mai devreme, sunt rezultatele cele care îți dau ne-am siguranță. Ne-am luat revanșa și cu Porto, le-am bătut-o cu 1-0. A fost un meci cu totul deosebit. Gol Dobrin, nu? Da. Ei veniseră... Centrarea ta și gol Dobrin. Da, centrarea Dumitrache, centrarea mea, Dumitrache în careu, l-a întors Edor și a venit Dobrin din spate și a băgat în partea. Parcă i-a luat mingea și el a simțit imediat momentul. Da, a fost momentul, pe fază, cum se spune. A fost omadurat. Și atunci am arătat. Nu, cu Grecia, iarăși, cu cornerul meu. Păi, vremea aceea, foarte multe goluri se marcau. Da, gol din Brocchi, din pasele mele, care eu trebuie să-i mulțumesc lui Pârcălap, că am învățat. Pârcălap a fost jucătorul cu cel mai mare talent în ceea ce privești pe vremea extremelor clasice, centrările covrig. Da, eu n-am mai văzut un jucător în toată cariera mea să pună mingea așa. Eu de la el am învățat și până la urmă și eu și am făcut același lucru. Rudu Georgescu și am învățat același lucru. Mă duceam la, cum spuneam, aveam culoare la Dinamo, antrenam singur în culoarul ăla cu numere pe astea și câte oră. Da, dar tu ai depășit stagiul ăla, că Pârcălam a fost extrem. Începuse deja să schimbe lucrurile. Un fel de pentru Inter mine, care mergea și în lateral. Pentru mine exemplu cel mai... Ai făcut și schimbări de locuri, ai mers și pe stânga. Și cu Elveția a fost asta. Pentru mine jucătorul care m-a impresionat în felul ăsta a fost Ball, de la echipa Angliei, care avea acest tip de joc, pleca și după partea mea, ataca spațiile libere, nu rămânea doar pe o parte, pentru că pe urmă a fost din ce în ce mai greu să joci cu oameni care erau fixați, pentru că erau marcați, erau italieni cu marcajul om la om și cu liber. Ai fost era foarte bună greu. Parte din viață și fascinat de fotbalul italian. Și de fotbalul italian, din punct de vedere al jocului defensiv, extraordinar de... Da. Și cu ei am jucat un meci pe San Siro, am pierdut 4-2, de am marcat un gol, am marcat de Dudu Georgescu, când eram jucător. Da. Am mai jucat un meci, am pierdut cu Italia. Uite, Mircea, apropo de Mexic, o surpriză pe care acum ți-o facem, Răzvan Stoian a găsit această poză care este atât de emblematică, Pele, la câțiva ani de zile după naționale. Mexic, făcând o fotografie cu tricou primit de la tine. Se vede foarte clar emblema României și e interesantă povestea acestor tricouri, că voi v-ați dus în Mexic, apropo de sărăcia în care eram atunci, amatorismul care ne definea. Cum să spunem, nu ne permitea în momentul cu toate că Adidas s-a oferit să ne îmbrace pentru acest meci și n-am avut voie. În schimb, am jucat un meci la Stuttgart cu RFG înainte de campionatul mondial, am făcut 1-1, da, atunci s-a accidentat Haller și e vina mea că am făcut un faul la mijlocul terenului, el a căzut pe umbră și și-a fracturat umărul. Căzătura asta și Beckenbauer, atunci am schimbat tricoul cu Beckenbauer, pentru care pe el îl consideram un jucător fantastic. Cred că ai o colecție de tricouri. Cu câți oameni ai schimbat tricourile? Nu, n-am așa multe, că am dat multe, le-am dat și cadouri, dar am așa, astea importante, Pele, Messi, Ronaldo, Pirlo, eu știu. Al lui Beckenbauer, Beckenbauer. Sunt, știu, scoțienii,
Gen. Bun, hai să ne întoarcem la povestea acestor tricouri. Da. Și noi așa, dimineața... Nu le aveți, voi v-ați o singură culoare. Aveam galben și ei jucau cu galben. Nu puteam să cerem noi Braziliei să schimbe culorile, pentru că, până la urmă, ei reprezentau fotbalul mondial, nu noi. Da, 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 corect. Și atunci m-a hotărât și am plecat în piață. Mai ales că erau foarte groase a noastră. Aveau fir dublu. Și era incredibil. La campionatul ăsta mondial am pierdut 7 kg. Am spuzit tot pe față. Am făcut spasmofilie care de-abia după un an mi-a trecut, cu magneziu, cu toate astea. Din cauza pierderilor de vitamine, de vitamine, substanțe. Și nu numai eu, și ceilalți au mai avut jucători care predispuneau la accidente musculare. Deci ne-au anunțat ce culori au, că nu se anunța cu mult. Noi pe urmă am început să... Să fie protocoalele astea. Protocoalele, cum știi, de fiecare, cu de trei luni acasă, înainte, da, cu știi cum se joacă, ce se joacă. Nu, și ne-am trezit că n-aveam tricouri de schimb. Și aveam nevoie și de tricouri mai subțiri. Și atunci am plecat, am luat și pe Dinu și am plecat cu masiorul, da? Mi se pare că și doctor Tomescu, da? Și ne-am dus în piață. Sau nu știu dacă a mai fost Neamitica Tomescu, nu mai știu. Și m-am dus în piață și am ales astea care erau puțin și găurite așa. Se vede, dacă perforat, așa cum se spune. Pe urmă, de când schimbăm cu ei, am văzut ce însemneau tricourile brazilienilor, pentru că materialele, bumbac, nu asta, bumbac ușor. Ce sătură, croiala. Chiloții aveau aerisire, aveau, pe vremea aceea se purtau suspensoare. Asta și aveau, în sfârșit, acum se pun kilos normali, dar și mi-am dus piață, am cumpărat în piață, pe le-am adus și noaptea le-am pus pe François, dar el nu putea să coase atâtea. Și până la urmă am cumpărat și ace de siguranță. Ace de siguranță. Și a prins emblema României. Și cu ace de siguranță. Emblemele... Da. Păi Rică spune o chestie așa în stilul lui Pontos. La unii ani mi se pare că la mine a apucat să, la câțiva a apucat să așa puțin să coațe, da. Că era. Rică și, zice că a prins o minge pe piept și a intrat acolo și a urlat de dure, nu știa cine l-a înțepat. Da, noi jucam condițiile astea, jucam la campionatul mondial pentru că Adidas ne-a dat ghetele cu obligația să jucăm cu ele și nu... Atunci la meci cu Stuttgart, nu știu, pe vremea aia, dar nu era un contract târziu, și atunci când acolo. Am de primul contract serios cu echipa națională, cu Adidas, l-am făcut când ne-am calificat la campionatul european din 84, cu mine. Abia atunci a fost. Am fost la fabrică la ei, mult și am trebuit și am luat multe mingi și pentru echipă și pentru atât. Adică început să apară o deschidere. În perioada aia, înainte de Mexic, orice contact cu firmele de astea... Amatorist total. Erau considerate... Am înțeles că aveai niște ghete, chiar cărpite. Bine, aia mai te... Nu, și ghetele astea le trăgeam dungă am cumpărat vopsea și trebuiam să le duci când n-aveam voie, eram amendați dacă nu. A fost prima noastră încercare de a avea un contact cu firmele astea de... Și cu astea și jucam cu ghete care le-au făcut și eu dungi. Și jucam cu alea, pe urmă mai târziu am jucat și la Hunedoara, m-am dus cu ele, pe urmă s-au peticit, le-am peticit, jucam cu ele pentru că se mulau foarte bine pe picior și noi aveam, jucători aveam îmbrăcau piciorul foarte bine. Mult, foarte mult pe piciorul. Foarte mulți jucători scoteau chiar tălpica aia care o puneau înăuntru ca să fie mai ușoară gheata. Cu cât era mai ușoară, gheata trebuia să ajungă la vreo 300 de grame ca să fie... Deci, cam așa, într-adevăr. Și după am luat tricourile astea, am jucat cu ele, a fost ultimul meci și, pe urmă, sigur că le-am schimbat, fiecare le-a schimbat. Înainte de a merge în Mexic, iată, eu am aici în față niște meciuri amicale care par incredibile azi. 1-1 cu Peru, 1-1 cu RFG. Am pierdut cu Franța. Dar iată cu ce adversar, meci egal cu Iugoslavia înainte de plecare, cu ce adversar se confrunta România. Păi da, noi... Meciul de pregătire în vederea participării la turneul final. Da, cum se spune, din momentul care am început să obținem aceste rezultate, am fost și solicitați. Au fost foarte important, dar încă o dată jocul acela că nimeni nu se aștepta ca Anglia să accepte să joace cu noi un meci amical pe Wembley atunci în 15 ianuarie. Și noi am acceptat în orice condiții. Păi, noi am vorbit cu Neangelo și cu jucătorii. Neangelo discuta cu noi
ce ar trebui să fac, cum ar fi mai bine să facă și nu. Și noi am zis, indiferent ceva, să jucăm meciul ăsta cu Anglia, e foarte important. V-aș dori foarte mult. Eu, da, eu totdeauna mi-am dorit la cel mai înalt nivel să jucăm, niciodată. Indiferent de risc, nu puteai decât să înveți din toate astea. Spunea cineva ce înseamnă greșeală sau asta. Ce stai ascuns să-ți protejezi palmaresul? Cu ce te ajută? Da, te ajută, adică fiecare dintre astea deja e un pas înainte. Un mod de a-ți adăuga ceva experienței tale. Și iată-ne după 31 de ani, deci în Mexic, trecuseră 31 de ani când România mai fusese prezentă la un turneu final. Căldură insuportabilă, groapa cu lei, dincolo de metaforă, chiar a fost o acoperire exact în ceea ce am avut acolo, Anglia. Noi ne-am dus cu 3 săptămâni, că n-aveam experiență. Am avut experiența olimpicilor, era doctorul Cherebețiu, olimpicilor din Mexic din 68. Mexic 68. Și ne-au spus câteva lucruri și au zis că trebuie neapărat să ne ducem de vreme, să acomodăm cu noi. Și ne-am dus cu 3 săptămâni aproape înainte de asta, am jucat un meci la Monterrey, am câștigat 1-0, dar nu ne puteam mișca atât de... Când am făcut vreo 12 ore... Erați roboți. 12 ore cu autobuzul de la Guadalajara până la Monterrey. Vă țin minte pe un deșert de asta, mai cactuși de o parte și de alta și de 40 de grade. Dar un arid, a fost uscat. Și am câștigat. Și pe semne că și asta într-un fel ne-a făcut să resimțim și căldura și distanța de acasă. Acasă am fost în perioada aceea, eram foarte preocupați cu marile inundații imense. Noi am hotărât ca să dăm toată grijă care noastră și o lăsăm acolo. Mentalul, pe psihicul vostru. Da, toți aveau familie, rude. Toate, da. Nu puteai să vorbești la telefon în perioada aceea. Prin era comandă, distanță de comandă. Dura câteva ore. Cu toată diurna. Simi de că ești din Peru. Înainte de campionatul mondial am făcut un turneu în Brazilia. Noi nu știam că o să cădem cu Brazilia la campionatul mondial și fusese semnat contractul. Și a trebuit să ne ducem acolo. Nu se trăsese la sorți. Trebuia cu mult timp înainte să... Ca acum se trage la sorți cu un an înainte. Nu, atunci s-a tras în decembrie. Cum s-a terminat? Cum începe anul 70. Și atunci noi am plecat în Brazilia, am jucat în Peru, am făcut 1-1 în Peru, am dat și gol atunci. Și eu, cum să spunem, am călătorit într-o parte, am jucat și la Porto Alegre, am jucat un turneu extraordinar la Belo Horizonte cu Minas Gerais, juca Gerson în echipa aceea. Era și Cruzeiro, era și Atletico Minas Gerais și mai era Spartak Praga. Pentru noi a fost ceva cu totul deosebit, atmosfera. A fost foarte bine că am făcut turneul ăla, că ne-am obișnuit cu atmosfera sud-americană. Pe urmă am terminat cu un turneu pe Maracana, în care a participat Independiente Buenos Aires, care era campion al lumii în perioada aceea la cluburi, bătuse pe Milan, Flamengo și Vasco da Gama. Am bătut pe Vasco da Gama 2-3-0 și am bătut pe Independiente Buenos Aires 3-1. Eu am atunci apărut în cartea asta Mirajul Gazonului nota 10 la partide și m-am semnit cu brazilianții. Atunci a apărut și oferta aia de la Fluminense? După ce a venit, la campionatul mondial. După turneul ăla. După turneul ăla. De atunci te-au remarcat. Am câștigat un radio Volkswagen, erau broască, făceau în Brazilia. Volkswagen ăsta multe, pentru că Brazilia mare și tot. Și am ca premiu. Broscuța aia s-a făcut și acum încă se mai face în Brazilia. Cel mai bun jucător al turneului. Deci mai răspândită mașina acolo. Da. Pentru asta mi-a dat această... ne-am întors cu această convingerea noastră și o experiență atât de bună. Și da, binevenită. Și puteam... jucam... Dar când ați aflat grupa cu Anglia, cu Cehoslovacia, cu Brazilia, cum ați primit? Am fost pedepsiți toți atunci. Am pedepsiți pentru că Cristian Țopescu n-a fost inspirat atunci când ne-a strâns pe toți în studio și n-am mulțumit așa cum trebuia partidului pentru toate astea. N-ați fost recunoscător. Ne-a micșorat prima de calificare, am luat, nu știu,
mai multe, adică s-au înlănțuit puțin. Trebuia atunci, ca orice, de fiecare dată, să mulțumești grijii partidului lor, pentru condițiile create și pentru toate astea, pentru sprijin. Să te angajezi, să nu știu ce. A fost, atunci a fost... Da, în orice caz, eram toți împreună când s-a tras la sort. Și până la urmă am aplaudat, ne-a convenit, am zis că da, într-adevăr, foarte greu. Era și inconștiența aia tinereții și nebunia aia frumoasă a vârstei. Eu mă întorc la Mexic, eu cred că am făcut o greșeală, că ne-am dat atât de vreme pentru că ne-am epuizat din dorința aia noastră de a reuși, de a face... A fost prea lungă perioada aia dinainte. A fost prea lungă perioada, atunci au intervenit și... Că unii suportau, alții nu suportau, atunci a intervenit... conflictul ține Angelo cu Rică, care nu mai suportea. Avea zis la un moment că are o întindere, când ne-am dus la hotel, el sărea în bazin, n-avea absolut nimic. Acolo n-avea. Da. A fost și atunci și perioada cu Gică Dobrin, care iarăși și el suporta greu condițiile. Suportea, mi-aduc aminte, când trebuia să ne urcăm în avion, nebunea n-avea... Sunt jucători. Da, aveau un trac, o teamă, dar sunt, care au teama asta de... Da, de avion, de... mai ales de înălțime, de toate astea. A fost un păcat că nu a jucat atunci. Că, da, rămâne mare regret că n-a apucat. Da, pentru că a făcut un meci foarte bun cu Portugalia și când ne-am dus în Brazilia, în turneul acela, el avea cea mai bună cotă. Presul, dar îl știau, era... Toate meciurile alea în situația aia de 38, 37, 38 de grade, și așa nu era un tip să alerge foarte mult. În toate aia, adică a pierdut în relația cu antrenorii, că nu avea doar de Angelo, era și Piști Kovac, era și Nicușor. A fost un grup mare acolo. Și Nicușor, care în relația cu antrenorii, a jucat la Montrei la fel când am jucat asta, că nu, realmente nu puteam, și era de înțeles și nervii erau întinși la maxim în condițiile alea și puneau amprenta, adică era greu să fii tolerant, să fii, părerea mea că s-a greșit, receptiv. Nici eu n-am fost la cicutate, că precedele au fost, trebuia să, dar n-am fost la acele, și eu am fost foarte mult preocupat de tot ce se întâmpla și de, vedeți, și de echipament, și de... eram capitanul echipei. Da, capitanul echipei, aveau responsabilități. Veneau ziariști, trebuia să conferințe de presă, interviuri, da. La BBC și am înțeles că foarte mult conta acolo să faci o imagine, și tu ai avut o idee foarte bună, te-ai dus cu discuri din România, cu sute de discuri de muzică populară, tot așa, care le-ai dat pe la radio-uri pe acolo. Dinu cu mine, Dumitrache, le-a și cântat, că Dumitrache... Da, cânta, păi da. Cântau. Florica cânta foarte bine vocal. Din folclor românesc, nu știu. Da, da, da. În orice caz, ne-am dus acolo și a ținut emisiunea vreo două ore. Și noi am stat în studio pentru că aveam nevoie de... V-ați câștigat simpatia publicului. Extraordinară. Da, oamenii v-au iubit acolo la Guadalajara. Când am plecat de acolo cu o trupă de mariachi în spatele noi până la aeroport. A fost un regret când România a trebuit să plece. Când a trebuit să plece. Era Brazilia și după Brazilia noi eram cei mai... Poate și pentru că eram latin, eram cei mai apreciat, dar și pentru modul nostru de a fi. Pentru că Angelo ne-a dat voie toată perioada aia să ieșim. Să aveți contacte cu... Da, eram, mi-am zis aminte că era un evreu plecat prin 30 și ceva, Blum, care avea proprietăți, ne-a invitat la el, ne duceam acolo, lângă noi aveam o casă, pentru că ei se organizează ca fiecare familie să preia o echipă națională. Să fie gazde, să se ocupe, să fie gazde și să ne asigure tot felul de lucruri. A fost foarte, așa, din punctul ăsta de vedere, a fost extraordinar. Bine, țara la tine, atmosferă frumoasă, până la urmă, oamenii iubesc fotbalul. Să vizităm, am vizitat fabrica de cigarete Kent. Nu am făcut doar antrenamente și... N-a fost mănăstire, n-a fost cazare. Da, așa de... Cum brazilienii au stat închiși, adevărat. Mai izolați. Au stat izolați, nu putea. Bine, nici nu puteau ei să iasă. Păi noi nu prea... Da, nu vă știa lumea atât de mult și nu vă hărsuia în felul care ar fi hărzit. Bun, avem primul meci. Meciul cu Anglia. Și încă una dintre surprizele noastre, Răzvan, trebuie să-mi dai. Avem biletele la fiecare de meciurile României. Iată la fel... colecționată de Romanian Football Legend, de Răzvan. Cred că strânesc amintiri foarte frumoase. Iată cum arătau biletele și să le și arătăm la cameră. Jalisco, stadionul. Da, celebrul stadion Jalisco. Guadalajara era considerat orașul trandafirilor. Avea grădini, avea trandafiri. Da, trandafiri foarte multe. Mexic, oraș foarte, foarte frumos. Fiecare pe altă culoare.
au farmecul lor aceste lucruri. Cele trei meciuri jucate în România. Bun, întâlnim Anglia, deținătoarea titlului mondial. Bun, a fost finala cu cânteca lor, cu Bahramo, n-are rost să discutăm acum, era campioană mondială și de fapt singurul titlu al Angliei. Cum nu se putea mai rău? Dacă începeai poate cu Cehia, era mai așa, mai acceptabil. A fost un meci, un meci echilibrat, de toate. Da, dincolo de scor, noi, care numai 1-0. Vorbeam înainte de asta, plecam de la un tip de joc care punea în valoare tehnica noastră. Calitățile. Calitățile. Noi nu eram jucători de forță, de angajament, noi nu aveam campionate tip Anglia în care se juca, acum terenul este extraordinar, pe vremea aceea ei jucau pe teren plin de noroaie de iarna. Da. Adică, din punct de vedere al forței fizice, erau foarte tare. Da. Și atunci am încercat să jucăm la calitățile noastre, pentru că asta ne dădea și siguranță. Faptul de a menține poste de minge ne dea siguranță, ne dea încredere. Îți păstrai prospețimea. Și pe urmă reușeam din când în când să punem în valoare calitățile atacanților noștri, că era Dembrovsi, că era Dumitrache, că era Dobrin, n-a fost atunci, dar... Da, da, până acolo, în calificări în preliminare, jucase și era... Mai ales jocul la mijlocul terenului cu Liță Dumitru și cu care a făcut un campionat extraordinar la doar 20 de ani. Și cu Radu... A fost mezinul lotului atunci. Da, și Radu și spuneau că de Angelo, tocmai pentru calitatea asta lui deosebită de paseur, zicea că echipa națională se formează în jurul era lui. Era placa turnantă. Era, într-un fel, da, pentru că e un jucător care... Turn de control. Da, când în dificultate îi dădeai mingea lui, nu o pierdea. Pasa foarte bine, simțea foarte bine joc. Mai era, sigur, mingea puteai să-i dai în perioada aia și-l dobri și nu o pierdea niciun fel. Iar Dumitrache, sigur, în careu de 16 metri, era cel care... Apropo, cei de vârsta noastră, și aduc aminte că a fost tactica așa numită temporizare, care mulți au hulit-o, au condamnat-o a lui Angelo Nicolescu. Dar mi-aduc aminte că Dobrin a explicat, când eu am făcut o emisiune, tu n-ai putut să vii antrenor în Italia, în 95, și i-am adunat pe toți care mai erau din generația Guadalajara, și Dobrin a spus un lucru foarte frumos. Angelo a fost primul care a găsit o tactică potrivită calităților noastre ale românilor. Aceea tactică de posesie a mingii, de plimbare a mingii, de aiurea adversarului. Dacă nu la bătaie la ei, ne-a convenit, n-aveam șanse de reușită. Aia era tactica cea mai potrivită pentru noi, așa a spus Dobrin. Da, este adevărat și și discuțiile care le purtăm. Neangelo avea această capacitate extraordinară a dialogului, a colaborării. Și cred că, până la urmă, și el a plecat de la caracteristicile noastre. Noi eram considerate în acea perioadă echipa care pasează cel mai bine din centrul Europei. Nu cred, cum să spun, puteam mai mult ca și cu Anglia. Anglia, golul am luat 1-0, da. Harst, spre jumătatea reprizei a doua. Da, până acolo s-a jucat de la egal la egal. Da, și am avut atunci Mihai Mocan, care a jucat stânga. Extraordinar în partea, da, stânga, în partea stângă, da. Și împotriva lui Jair Zinio și împotriva lui Bell, mi se pare, sau cam așa ceva, nu mai țin minte. Da, a făcut un mondial bun, da. Mihai Mocan. Toată echipa a jucat cu încredere, dovadă că și suporterii au fost de partea noastră și atmosfera extraordinară. Când plecam de la stadion, chiar până la hotelul nostru, erau culoare de suporte pe o parte și pe alta. Îți aduce aminte faza aia celebră a lui Dumitrache, când i-a driblat pe Bobby Moore. Da, și care a dat la televiziune, la televiziunea engleză foarte mult. Și pe Cooper, pe cine doi i-a avut, i-a făcut ca pe clătite. Da. Am înțeles că de vreo 17 ori s-a reluat la televiziunea mexicană. Mexicană și englezii au dat. Cavalcada aia alu Florică, care până la urmă a fost prins de marele Bobby Morser, care a ajuns pe urmă. Fă fault. A fost prins de mâini. De picior cu mâinile. Da. Adică un gest caragios. Da, asta mai... Dar era exasperat de ce le făcuse. E păcat că nu se mai dau meciurile acestea. Se vadă și generația tânără cum ce fotbal se juca, ce jucători erau, pentru că până la urmă toți ăștia au rămas în istoria fotbalului românesc. Niște oameni cu tot deosebit au fost prima echipă după război. Prima generație, da. După război, care a obținut o performanță deosebită, care a ieșit din gău aceasta
a noastră, care era atunci considerată. Învinsă, dar lăudată România, da, pentru evoluția de meciul cu Anglia, o impresie foarte bună lăsată, și a venit apoi al doilea meci, după 4 zile, pe 6 iulie, cu Chile. Nu, cu Cehoslovacia, pardon, cu Cehoslovacia. Cehoslovacia era o echipă extrem de puternică. Și în 62 era vicecampioană mondială în Chile. A fost vicecampioană mondială. Jucat la toate, turneele finale europene, erau și ei prezenți în ultimile 4. Aveau o echipă foarte bună. Aveau 3 echipe importante acolo. Noi ne-am confruntat cu Sparta Târnava, care era campioana Cehoslovaciei. Mai era... avea Slavia Praga, așa cum Spartak Praga, era un fotbal în centrul Europei extrem de competitiv. Mă uitam pe cifre, mult paradoxale, e meciul cu cea mai mare asistență din grupa aia, acest România-Cehoslovacia de pe 6 iulie, aproape 80.000 de spectatori. Au fost mai mulți decât la meciul cu Brazilia. Sau la meciul cu Anglia, nu mai spun. Da. Asta spune ceva. Asta spune ceva, înseamnă că lumea a fost foarte mult și după meciul nostru cu Anglia. Vedeți că la campionatele mondiale de acum, vedeți că sunt diferențe între echipele mari și echipele mai mici. Atunci n-au prea fost diferențe. Bine, erau și puține calificate, erau 16 echipe, nu 48. Nu 48 când te vor fi acum. Nu, era... Meciul începe greu, aproape... De la 0-1, minutul 2 sau 3 înscrie Petraș, da, putea să fie o lovitură centrală de moral care să ne dezechilibreze, să aibă urmări. Ei au jucat cam cu aceeași câțiva cred că și ei au rămas cu mulți dintre jucători, vreo 4-5 jucători care au jucat și în Chile 8 ani înainte, dar au cu jucători cu multă experiență. Da, și în toate astea, noi aveam un entuziasm deosebit atunci. Să spunem, ne-am strâns. Eram o echipă, să știți că eram o echipă. Păi asta arăta că eram o echipă toată... pentru că s-a putut reechilibra jocul și, până la urmă, să avem victorie. Nu existau între noi rivalități, nu existau între noi invidii, nu existau. Eram o echipă foarte omogenă, foarte apropiată unii de alții, de jucătorii mei. Și asta s-a văzut și în teren. Ne-a apărut Nea aparținut în totalitate, da, am înscris două goluri, golul Neagu, foarte Neagu frumos. Neagu a fost senzațional. Sandu Neagu, da. I-a driblat acolo, sau a intrat bine și a trecut mingea printre picioarele apărătorului, da, și vorba mea că și apoi Dumitrache, o echipă mare, minutul 72, ne-a dus victoria de 11 metri, dar un 11 metri corect și just acordat. Da. Victorie mare. Ei ne-am mai întâlnit peste 2 ani pentru campionatul european. Da. Când am bătut la București cu 2-1. Același când scor s-a repetat. Când am ratat eu penalti și a dat Dobrin gol cu capul în centrare. Da, atunci singurul gol cu capul lui Dobrin, da. Da. Apoi era toată lumea vorbea, era realizat. Era victor. Dar bă, echipa cam aceeași a fost. Se degi cu gol cu capul, da. A apărut pe colțul scurt, centrare în coardă, direct a pus-o din 6 metri. Și vine meciul cel mare, meciul atât de lăudat. Iată schimburi de fanioane și aici avem un fanion dintre cele pe care România le-a avut acolo, iată, cu stema României, pe care capitanul Mircea Lucescu l-a schimbat cu Carlos Alberto. Nu era capitanul, fundașul Carlos Alberto, capitanul acelei echipe magice a Braziliei, una dintre cele mai frumoase. Cel care a marcat al 4-lea gol cu Italia în finală. Da. Pasă pe ele și m-a venit din spate. Era un meci în care nu aveați nimic de pierdut, decât... Deci am făcut o partidă extraordinară, foarte... Din păcate a venit golul acela, după care postăm, când un fault care nu prea a fost fault. Primul gol al lui Pele. Eu l-am făcut, eram în zona centrală. În perioada aia aveam un rol de a te acoperi, pentru că era Jairzinho și Pele. Dar trebuia să dubleze acolo, trebuia să dubleze permanent acolo. Sprijinul lor. Un fault. A marcat, au executat ei nereușită și arbitru a decis să o repete. Și din asta a tras repede. A pus un biliard acolo, n-am fost atenți, nepregătiți. Cu exteriorul printre noi a trecut. Aveau o șmecherie, să spunem așa. Exteriorul printre noi a trecut. Cam peluza, avea o șmecherie. După care a urmat imediat, am căzut puțin și a venit gol al doilea. Gol de 2-0 al lui Jairzinho. Da, Jairzinho. Mare jucător. Atacat pe colțul scurt. Mare jucător. Ei, deja atunci era perioada în care și ei erau o echipă foarte omogenă, unde cele mai bune echipe din istoria Braziliei. Da, una. Și adică fiecare jucător știa exact unde să ajungă. Frumoase și la figura a fost echipa. Care au rămas în istoria.
mulți, vezi, rămân în istorie doar dacă obțin rezultate, dacă au succes. E, atunci eu au fost și au fost același 11, maximum 13 jucători au jucat în echipa Braziliei. Deci era extrem de omogenă și foarte bine organizată. Facem 2-1 prin Florica, prin Dumitrache, după care iar 3-1. I-a întors și acolo, a întors pe piața. Iar i-am bătut. Pe aia, portarul Felix, da, da. Și, Pele. Și din nou Pele. Da, Peneu, care nu era ușor de executa penalti. Nu, vorbesc de penalti. Ah, da, exact, da, da, sigur, nu exact ca pe Wembley. Îți trebuie o detașare. Și el avea această nonșalanță. Păi, nu, vă spuneam cum parcă era, nu era român. Stătea cu mine în cameră. Mă cerea să citească, vedea că citeam și băi, citeam și cerea doxuri și eu tot acolo pe cartier pe la mine găseam cele mici care, alea de aventuri, de aventuri prin toată lumea, prin toate lumea, da, așa. Mai târziu ușor început, de citit, da. Când le-am epuizat, nu mai aveam, atunci am început cărți polițiste. Și romane polițiste la așa. Bă, da, și spuneam cum la început. În timpul pauzei, când noi ne veneam în cabine la Dinamo și noi discutam unii cu alții, ne mai certam, ne veneam unii altor indicații, ne mai... Bă, el se aseza într-un colț, scotea un dox din buzunar. Intelectualul da, și citea. Nu era la nimic atent. Era așa lumea era lui. Timp. Era lumea lui, era extraordinar. Iar la cărțile, vă spun cum era. Prima dată le citea la început, pe urmă se plictisea și trăgea și ziceam, cum spunea, gata, o carte a terminat. Păi ce, nu citesc decât, nu-mi plac de scriere, de citesc numai astea, dialogurile. Pe urmă a început să citea o pagină. Una nu. Florica, dar cum e posibil? Cum e posibil așa? Păi și eu înțeleg deci, toate. Era un băiat extraordinar. Un om al dribblingului a driblat și în zona sa lecturii. Când eram la Săftica, el se urca prin copaci și avea de astea, un pistol din crenci de pași de copil. Adică era un copil și se vedea și întotdeauna. Dar ai ținut atât de mult la un om fantastic. Ai ținut foarte mult la el. Pe urmă, când am venit la Hunedoara și el era în divizia C pe acolo. Și l-ai adus acolo. Am adus acolo și a făcut un final frumos. Pe urmă, când am venit la Dinamo, l-am adus cu mine la Dinamo și am cerut să-l reîncadreze. Și l-au făcut mai și până la urmă a terminat ca ofițer și a avut și el o pensie. Dar vă spun, jucător de un talent, totul ieșit din comun și curajul. Curajul este... La el aveam impresia că... Pentru el nu conta ce adversar avea. Nu, aveam impresia că curajul era... Curajul, de fapt, până la urmă, ce curajul? Capacitatea de a masca frica. Adică era, el o făcea inconștient, nu? De foarte mult știți că a fost lovit la cap, a căzut într-o cedare când a debutat în primul an, eram la Știința și vedeam să-l văd. El venise de la din acolo, pe la Împăratul Ian, Apărătorii Patriei, unde venise, de la Tug, de unde? Luase Traianonescu. Traianonescu avea un ochi senzațional. Păi, și pe Dinu și foarte mult și pe Moldovan, Roșu Moldovan și mulți mai. Și a fost, pot să spun că din punctul ăsta de vedere eu am văzut ce înseamnă să lucrez cu jucătorii. Și ai oi, și ai flori. Asta era Florica Dumitrache. Teribil, un copil. Da, un tip instinctual, și care și-a păstrat detașarea asta care dădea foarte bine. Da, și încercam să... În orice caz, noi am fost foarte, din punctul ăsta de vedere, foarte apropiați. Da, pentru că cu mine trebuia să se adapteze puțin și el modul meu de a pe urmă. L-ai ne-am îndepărtat, eu am plecat, m-am îndepărtat. La un moment dat, sigur, drumurile... Am intrat pe alte anturaje și ușor am ajuns pe la Petroșani și așa spun, în final l-am adus la Hunedoara și la Hunedoara a făcut un an senzațional. Ce goluri marcate. E pus iar în valoare calității, e dat încredere. Apropo de meciul ăsta cu Brazilia, nu știu dacă, mi se pare că o singură echipă le-a mai dat două goluri când le-am dat noi la acel turneu final. Da. Mi se pare că Peru. Da. Dar noi am dat două goluri Braziliei. Asta e o performanță. Da. Sigur că a avut performanță. Și am mai avut situații de 3-2 a fost înscris de Dembrovski. Dembrovski din centrala lui Sădmăreanu.
La Iași. A intrat Dembrovski în zona centrală, eu m-am deplasat în locul lui. Ai fost iepure care ai tras după tine. La Iași l-au eliberat, nu știu cine a dat pace, Dumitru, cred. A dat pace și s-a centrat. Meci mare, extraordinar de mare a făcut Dinu, meciul ăla, împotriva lui Pea, lui... Și Dumitru, și Liță. Și Dumitru, Liță, da. Liță, cu un curaj Liță, deosebit, a făcut avut, câteva tackling-uri. L-a și scuipat, l-a și înjurat. Făcea asta. Făcea de toate Pele. Vedeți, sunt jucători la nivelul ăsta care... Au toate trucurile astea. Totul pentru a... Arsenalul știi, pentru victorie. Eu am meciul cu Barcelona la Donetsk și actor Donetsk, golul care l-a marcat Messi când mingea a fost dat afară și nu au returnat mingea și au marcat un gol. Messi, un mod normal, un jucător la normal ar fi dat mingea și el afară. Nu, el a marcat gol. Același lucru și cu ei. În teren, singurul care contează să câștige. Adică își doresc atât de mult victoria încât foarte greu. Gică Hagi, în teren, era de agresivitate pentru că își dorea să câștige. Adică, în afară de ce făcea el din punct de tehnic, din punct de tactic, din punct de vedere organizării și tot asta, dar în același timp și ambiția extraordinară care o avea, putea să fie. Poate vă aduceți aminte de faultul ăla care l-a făcut asupra lui Lupescu. Când am câștigat Dinamo Steaua 3-0 pe Ghencea. A venit din neputința de a câștiga acel meci, a venit în mod normal. În ai o manifestare care nu mai e controlată. Nu mai e necontrolată. Ăștia sunt mari exact. Jucători, văd că nu acceptă încearcă că nimic. Încearcă să facă orice ca să câștige. Uite, mă uitam pe semnările mele de atunci. Eram și eu, aveam în jur 20 de ani. Ce mi-am notat? Cel mai bun joc ofensiv al României în acei ani a fost cu Cehoslovacia. Da. Iar meciul cu Anglia, 6 dintre cei după Wembley din echipa noastră au fost prezenți pe teren și 5 de la ei. Deci lucrurile nu sunt întâmplătoare. Nu, dar atunci... Da, asta cu care mi l-am notat cu atunci. Cu Cehoslovacia trebuia să câștigăm, oricum. Până, cred că ne-am relaxat puțin cu Brazilia. N-am mai fost cei din meciul cu Brazilia, dar am jucat cu siguranță și bine, era și Brazilia. Că până și Brazilia, pe toate celelalte, le-a bătut la 2 goluri diferență. Păi de-aia spun că am fost, mi se pare, n-am exact siguranță, dar numai Peru Anglia le-a bătut cu 1-0, atât tot. Numai cu Anglia i-au dat un singur gol. Restul tot 4-2. Și n-au primit de la altcineva să primească 2 goluri. 2 goluri. Asta e un lucru care spune foarte mult. Da. Dar oricum, coeziunea asta de grup pentru care tu ai militat, atunci era prezentă din plin. Păcat de momentul ăla care umbrește și care a fost atât de amplificat, deși Dobrin a fost extrem de elegant, al neprezenței lui în teren la niciun meci de acolo. Dar trebuia să fie mai bine sfătuit de cei din jurul lui în momentul ăla, adică să se gândească și la el ca individ. Și la impact, adică ce poate însemna el pentru fotbalul românesc? Să intre pe teren. Să rămână și pentru el, că a jucat un campion mondial la care l-a contribuit. Să joace o repriză cât... Și a jucat de bine. Sigur că da, cum a făcut și figurile alea pe acolo în fața lui Pele. Adică el a rămas același. Cu Pele avea el o relație mai... Atunci când am fost în Brazilia... Erau prieteni, erau frați. În turneu, când am fost în Brazilia în ianuarie, februarie, au venit ei, echipa Brazilia a venit la hotelul nostru, unde era la hotel ăsta, i-au cazat și pe ei acolo că își dădeau testele. Pe vremea aia se dădeau testele Cooper, și toți jucătorii s-au strâns acolo. Și noi eram acolo, cel care a avut, noi ne uitam așa la ei cu sfială, aș putea spune, și că cel care a avut, el s-a dus și l-a luat, vorbea foarte limba mâinilor. S-a luat în brațe pe Pele, l-a ridicat în sus. Adică, normal că l-a fost surprins plăcut și uriașul ăsta de apropiat de culoarea lor. Da, era exploziv așa, da. E, să nu trecem cu vederea ce s-a întâmplat în acea trilogie cu Ungaria, pentru că România a mai fost foarte aproape de o mare performanță. Atunci turneul final păcate, european era de 4 echipe și noi puteam fi între cele 4. Puteam să fie fără niciun fel de probleme. De primul am căzut cu Ungaria. Ungaria era o echipă bună pe perioada aceea. Noi aveam experiența meciului, am pierdut cu 6-0 cu Titi Teașcă. A fost acea paranteză nedorită. O echipă strânsă la întâmplare, pur și simplu. Juca Albert pe vremea aceea, juca Balinci, că aveau echipă mare. Și ne-au bătut acolo, dar pe urmă mi se pare că i-am bătut și noi la București cu 3-0, dar sub denumirea București cu
cu Budapesta. Selecționatele, da. București, deci ca Radu Nuveler din generația noastră. Sigur, am ajuns la meciul ăla și acolo am marcat singurul gol al lui Laiu Sădmăreanu, care de fapt da, e San aprilie, Marie. Da, aprilie, Marie, da, e maghiar, da. Dembrovski a făcut o partidă extraordinară. Aprilie 72, da. La Budapesta, 1-1, golul nostru dat de Laiu Sădmăreanu. Da, și aveam șanse mari pentru meciul retur. Ca de obicei, noi ne strângeam, noi ca acum să aveam loc al nostru, ne strângeam la casa sindicatelor, umblam de colo-colo, n-aveam cantonament. Când eu am venit la echipa națională, cantonamentele le-am făcut așa cum trebuie, izolate, dar meciul cu Italia la Ghencea, când am înlăturat și, da, și simțe, câinii de acolo, tu simțeai o necesitate, dar era greu. La Bistrița, sub tribună. Bine, la Bistrița tu ai avut cantonamente, multe cantonamente, că era și zona aia bună, oamenii primitori. Aveam mâncare, că nu mai eram la 18 lei, atâta era 18 lei, aveai voie păzit să mănânci. Aveam de toate. Da, deci spun, și asta era unde sigur, era sigur că foarte greu pentru când noi. Era greu, da. N-aveam un loc al tău, normale, e la dispoziția tuturor, cine vrea să vină, venea acolo, intra, jucătorii nu... Da, un hotel al sindicatelor. Era destul de... Returul, în mod paradoxal, de la București, peste două săptămâni. Eu n-am evoluat prea bine la Budapesta, de Angelo, mi se pare că veneam și după un accident, n-am jucat meciul retur, am intrat doar la 2-1 pentru ei și am făcut 2-2 atunci. 2-2, da. Cu Dobrin și cu Neagu, Dobrin a făcut primul gol. Deși noi am dominat meciul ăla, dar n-am reușit să ne apropiem victoria. Dobrin a făcut un joc foarte bun și mi-am aminte că a dat un lob peste portar senzațional după la 16 metri, iar ăsta, Neagu, nu mai mă aduc aminte dacă tot din centrarea mea a fost atunci. Un bun atacant. Da, am intrat în ultimul n-avea timp. Un fizic, la meciul ăla, nu vedeam cum de asta și m-am sculat după bancă. M-am încheiat la ghete și m-am sculat. Și Neangelo atunci, pe semne că era concentrat... Băgat singur în echipă, nu? M-am băgat singur în echipă. Cam așa a fost. La pauză, Neangelo era concentrat pe meci, n-a fost foarte bine sfătuit de cei din jur, că trebuie să ai 2-3 oameni care luciți, care poate să neutri, care pot să interpreteze ce se întâmplă. Ca antrenor ești fixat, clar viziunea. Ești fixat pe joc, și de multe ori uiți că trebuie să faci o schimbare sau că unul are nevoie decât dacă face jucătorul un semn. La meciul ăla m-am sculat pur și simplu de pe bancă, mi-am încheiat ghetele și în momentul în care m-am întors, asta a început stadionul tot să aplaude, să te ceară. Și atunci fost o fază semicomică atunci. Se fac. Cum să spun, asta înseamnă să-ți dorești foarte tare. Angelo nu s-a supărat. Nu, bineînțeles, am intrat și am marcat gol imediat noi. Ai venit cu un banca, ai simțit că... Domnule, din păcate, al treilea meci are și după 3 zile la Belgrad. La Belgrad, da. Iar foarte acolo aproape. Am avut ghinionul să accidenteze Dembrovski la încălzire. Ați avut multe absențe. Să-l pierdem pe Deleanu, am jucat cu Hălmăgeanu, care nu era fundaș stânga. Nu mai știu cine mai lipsea, în orice caz, și am avut o șansă de gol incredibil să marcăm cu Neagu. Portarul a ieșit a dat din poartă. Nostru gol. Grosic mi se pare că era portar. A ieșit din poartă, dar n-a ajuns, era departe. Și Neagu cu poartă, cu capul, cu poarta goală, a dat pe lângă vară. Agonizant a fost faza aia, mi-aduc aminte. Valentin Sănescu, Ștefan Covaș, antrenori. Atunci. Da. Meciul ăla de baraj de la Belgrad. Puteam fi între primele patru, așa era turneul final, așa era de strâns. Și am fi meritat foarte tare. Sigur că da. Am fi meritat foarte tare. Din păcate, la meciul ăla cu Ungaria am avut și eu o situație. Era o situație mai delicată în raportul nostru cu ei. Ni s-a atras atenția, avem la partid, să avem grijă de comportament, să nu incităm publicul, să nu... S-a făcut o propagandă ca și când mai mult politică și nu sportivă. Era încărcătura asta nedorită a meciului cu Ungaria, care și târziu s-a simțit. Și apropo, așa, oarecum anecdotic, mi-aduc aminte Didi Prodan, reposatul Didi Prodan, a revenit la echipa națională după absență și a venit tocmai la un meci cu Ungaria, la București. Era politică de stat să obținem victoria. Și Didi atunci
a venit îmbrăcat într-un portoșenesc neaujel, vechi de vreo 20 ceva de ani, era semnul lui de a arăta patriotismul din el și un mesaj foarte frumos. Era din zona aia. Din satul mare, din Oaș. A venit, a făcut senzație la, e celebră acea fotografie cu Didi, cu costumul ăla, nimeni nu înțelegea ce și cum. Dar n-avea nevoie de vorbe, el spunea clar. Era această, ei mai mult decât noi de aici, ăștia regățenii, ei au avut această rivalitate cu maghiarii, da. Da, simt. No, era clar că era și pe vremea ta. Chiar dacă autoritățile încercau să estompeze lucrurile, ele existau în subconștient și se manifestau și în meciul de fapt. Bun, trecem la cariera de antrenor. Hai să ne oprim aici, că nu mai e. Nu ne mai oprim, facem și antrenor. Păi nu, mă, e vreo ora 1.10, altă de au. Termină pe aia, ai tot timpul. O facem și pe aia, gata. 45 de ani de antrenorat. Ionel, e prea mult, că e prea mult acum de azi. Nu cred că e prea mult, dar trecem în revistă și lucrurile astea, că e păcat să rămână nespuse. Pentru că vine partea, poate cea mai frumoasă a vieții tale, grea, dar frumoasă, cu rezultatele care te definește, te legitimează azi în fața istoriei și a statisticii fotbalului. Mă lăsăm aici și mai venim de, o mai facem altă dată. Că e prea mult și e prea, într-adevăr, e o carieră extraordinară. Păi, tu ești de vină, Mircea. Înțelegi că tu ești de vină. Să mai scurtăm. Că, sigur, sunt ai făcut atât de multe. Mulțime de lucruri importante care s-au petrecut în toată perioada aia și am impresia că nu, cum să spun eu, ar trebui să cer scuze colegilor mei că nu pot să-i amintesc cum ar trebui pentru tot ceea ce au însemnat ei ca oameni. Noi vorbim, tu vorbești cu mine și eu trebuie să spun experiența mea și să povestesc lucrurile care s-au petrecut. Dar astea nu puteau să existe fără ei, fără ei în jurul meu, fără acești băieți la care eu am ținut extraordinar de mult și sunt convins că și ei au ținut foarte mult la mine, pentru că relațiile noastre continuă și acum la fel de intense. Și cu Radu Nuval, și cu Brică, și cu Dumitra Acosta, cu Dembrovski, și cu Dinu acum, și cu Dumitru. Adică sunt, cu Dumitru mai vorbesc extraordinar. Deci cu oamenii care încă mai sunt astea, noi suntem legați de o perioadă senzațională a fotbalului românesc. Că a fost prima perioadă după aproape câți ani de 30 de ani. Prima perioadă în care s-a încropit din nou echipa națională și care a dat un impuls extraordinar de fotbalul românesc. Dincolo de Vordemare a făcut faimă. A făcut acestei faimă, țări. Da, și n-a făcut de o cară, cum spuneau bătrânii. A stimulat extrem de mult de fotbal pe întreg teritoriul țării. Până și conducerea de partid a început să-și dea seama ce poate să însemne ce asta și au început să implice foarte mult în lumea sportului. Și cu bune și cu rele. Cu bune până la urmă. Da. Până la bune, pentru că rezultatele au continuat. S-au înlănțuit, adică mai departe. Nu e... Nu era un fotbal profesionist, era un fotbal amator. Asta trebuia controlat, trebuia organizat, trebuia susținut. Și condiții, sigur, și aprecierile care ne bucuram noi toată perioada aceea. Și asta a contribuit foarte mult. Da. Pe urmă, lucrurile s-au mai schimbat pentru că s-au implicat prea mult și prea puternic. Apăsat prea mult pe dar. Haideți, îți propun așa, sunt de acord cu tine să ne oprim, să tratăm perioada de antrenor separat. Dar haideți să încheiem cu un capitol care te-a măcinat mult timp. Totuși, apropo de implicarea sa politică, tu ai avut mult de suferit. Și mă gândesc la acele derbiuri teribile, Steaua Dinamo, purtate și ca jucător, dar mai ales ca antrenor. Și aș pleca de la o vorbă pe care tu ai spus-o și pe cine o înțeleg. Dumnezeu, Steaua a fost mare și tare pentru că Dinamo a fost mare. Adică atât adevăr este în această propoziție, că într-un fel meciurile voastre erau finale de cupe europene. Sigur, erau derbiuri europene. Ambițiile, energiile declanșate, forțele din spate. Adică noi vedeam și auzeam și simțeam niște lucruri, dar tu le-ai trăit pe propria piele, pe propriu suflet, pe propria minte, toate acele presiuni, acele nebunii în care... Da, la care am văzut. Bine, asta o să discutăm data viitoare. Vrei să o lăsăm și pasul data viitoare? Păi totul, pentru că începe perioada de antrenat. Noi putem vorbi de perioada de derbiurile
ca jucător. Nu uităm că eu am marcat 23 de goluri împotriva Stelei. Toate. Oho, nu știam asta. Eu am ținut cu CCA foarte tare. Primul meu meci internațional a fost CCA cu Internaționale Milano. Bine, pe stadionul 23 august. A fost echipa aia din anii 50, extraordinară lor. Care eu știam pe din afară, nu e... Zavoda 2, Apolzan, Zavoda 1, Tătaru, Onisie cu... Naie Tătaru, Voinescu Bone, cu poartă. Bone, nu, dacă da. Mi-o lași, eu ți-o spun toate. Da. Cacoveanu, Constantin, Alexandrescu, Constantin, Tătaru era aici, cine mai era mijlocat? Araxi. Araxi. Gabi Araxi. Bone și Bănise la mijlocătoare. Era o echipă senzațională. Până când... Viața m-a dus, că am povestit cum am ajuns la Dinamo, la început, la copii, și cum am revenit pe urmă mai târziu și m-am identificat cu Dinamo, cum și normal, ești cu sufletul acolo unde lucrezi, unde dai totul, unde activezi. Unde chiar dacă ai fost în alte părți, rămâi pentru dinamoviști un timbru de suflet. Da, adică antrenor, am fost și ca antrenor și ca jucător. Ai 7 titluri cu Dinamo, nu? Era o perioadă, era acea perioadă în care noi eram 6 jucători titulari în echipa națională cu Boc, Dinu, Deleanu, Dumitrache, Lucescu, Radu Nunweiler, cine mai era? În orice caz, eram 6 care făceam, era doar echipa națională și cu ei Gheorghe a fost înainte. Nu, eu vorbesc de ăștia care au dus mai finale. Departe. Da. Acești jucători și în campionat dominam. La fiecare 2 ani câștigam campionatul. Dominam campionatul, iar derbiile cu Steaua erau cea mai mare parte în favoarea noastră. Pe urmă a venit o perioadă când a început să câștige Steaua, dar atunci, în perioada aceea... în viața fiecarei echipe care... Aveam un nucleu de jucători foarte... Ei au venit, au crescut pe unul după noi, cu Iordănescu, cu Marcel Ducanu, cu alții, dar erau mai mici decât noi și noi. Dar, în orice caz, și aici sunt lucruri de spus, dar hai să o lăsăm pe data viitoare. Într-adevăr, derbiurile astea au trecut dincolo de... Și cu bune și cu mai puțin bune și, poate regulamente, mai da. Bine de se dădea tot acolo, da. Și unii și alții încercau... Oricum, cu orice mijloace, cu orice personaje în iar spate. Iar eu am putut să câștig atunci, după 90, după schimbarea asta de regim și de toate. De regim, da. Da, atunci când Valentin nu s-a mai ocupat de și nici Ilie Ceaușescu, am câștigat și cupa și campionatul. Da, din deci, păcate... Mai îmi lipseau vreo 3-4 acea titluri. Acea echipă atât de frumoasă a lui Dinamo pe care o construisei tu, da, sfert de finală, semifinală, o să discutăm și despre asta, cum a dispărut echipa aia, pentru că trebuie să știe. Păi, sigur că da. Armata pusese stăpânire pe Ministerul de Interne, generalii de la armată, care erau cu asta, cu Steaua, era normal, au venit la Dinamo și atunci 12 au plecat. Iată, poze nostalgice cu amintirile din Mexic, despre care am vorbit mai mult astăzi, pentru că se și merită, Cornel Dinu, Florea Dumitrache, Rică și Mircea Lucescu, poate greu de recunoscut. Vă dați seama câți ani au trecut de atunci? Mircea Lucescu, iată cum era apreciat în America de Sud. Nu, asta e în Spania. Asta în Spania. Și iată, cu... Haideți să vorbim totuși de acest moment. Când ai fost cerut de una dintre cele mai bune echipe ale Braziliei la acel moment, Fluminense. Fluminense, da. Și aici răspunsul meu în portugheză dat. Nu știu dacă... Apropo. Dacă l-am scris bine, cum mă pot foarte multe greșeli. Apropo, pe 6 limbi străine, nu? Nu, mai nu contează. Pentru care și portugheza. Stai puțin, nu contează. Vreau să spun doar atât, că ei au trimis, au fost corecți, au trimis prin intermediul ambasadei, la Ministerul de Externe, oficial. În ce an se duplă asta? Ministerul de Externe, imediat după 70, după campionatul mondial. După mondial, acolo te... Da, cert, eu le-am spus că nu pot decât așa împrumut, că nu se poate. Și a zis, bine, măcar un sezon, cum fusese și Albert, cum a mai fost și de la Iugoslav. Da, ei acceptau. Petkovic acceptau de asta. Și nu mi-au dat voie. Ei au trimis, Ministerul de Externe a trimis la Federație. Federația trebuia să avanseze la conducerea partid. Ei spun că da, erau, au avansat, dar uitați că data este 10.06.1970. Da, exact. În timpul campionatului mondial. Nu, ei de atunci au... În timpul campionatului atunci mondial. Atunci le-ai dat răspunsul și ei l-au atunci băgat le-am dat răspunsul, da. În holograf, da. În ziar.
Da, ți-ar plăcut să joci în Brazilia? E, vă dați seama, multe. Eu avem partide cele mai bune le-am făcut în Brazilia. E extraordinar ce mi-a plăcut atmosfera. Pe urmă, tu ai dus și naționala, când ai condus-o în turneu sud-american și... Nu atunci cu Brazilia, ca jucător am mai fost. Pe urmă am jucat, mi-au bătut cu 2-0 la Sao Paulo. Am avut meci amicale, iarăși am jucat foarte, foarte bine. Am făcut noi cu Piști Covaci un meci înainte de 74, iarăși ne-au invitat înainte de 74 și am făcut un meci în Argentina, am pierdut 2-1, Puiu Iordănescu a făcut un meci extraordinar atunci și de acolo ne-am dus în Brazilia și am pierdut cu 2-0 o națională Brazilie care până a jucat campionatul mondial din 74 din asta. Și acolo iarăși am jucat foarte, foarte bine. Da. Mi-a convenit. Da, era și pentru noi, pentru români, un vis frumos. Aurel Neagu se joace din Brazilia. Aurel Neagu a scris un articol foarte frumos. Atunci, după turneul, primul turneu de la Belo Horizonte, am jucat iarăși. Da. Aici ne oprim, nu intrăm în poveste. În mod firesc, prieten, o viață atât de bogată, atât de încărcată de performanțe, de trofee, de reușite, nu poate fi condensată nici într-una, nici în două, să vedem, poate nici în trei emisiuni. Așadar, ne oprim aici, în discuția cu Mircea Lucescu și avem promisiunea că ne vom reîntâlni și vom discuta perioada aceasta atât de importantă a activității lui de antrenor la echipele naționale a României și a Turciei, dar mai ales ce a făcut la echipele de club din țară și din străinătate. Mulțumim, la revedere pe data viitoare!